Salutare, dragi prieteni, eu sunt Dodo și bine v-am regăsit la un nou vlog. Dar ce vlog? Nu este filmat cu telefonul meu, pentru că da, eu filmez cu telefonul, nu sunt un vlogger ca să fac doar vloguri și atunci să mă axez pe acest fapt și să cumpăr o cameră profesională. Și atunci filmez cu o cameră de telefon. Întotdeauna fac acest lucru pentru că, da, la cât fac eu vloguri, cred că este suficient. Sper să fie o filmare destul de bună. Filmarea este cu un Huawei P9 Lite, pentru cei care vreți să știți. Pădurea Ceala, pădurea din Arad, a fost răvășită de o mare furtună. Și haideți să vedeți ce s-a întâmplat. Totul e rupt. Frate, nu am văzut așa ceva pe cuvântul meu. Dar fiți atenți, copaci cât de groși au fost smulși, rupți. Deci, cât a mai vântul, cât a mai furtuna a putut să fie, încât să se întâmple ceea ce vedeți acum. Deci pădurea asta era renumită pentru curățenie. Pentru, adică nu vedeai crengi pe jos, nu vedeai... Uitați-vă și voi. Da. Copaci. În viața mea n-am văzut așa ceva. Mă rog, adevărul este că nu am venit pentru asta. Am venit pentru altceva și am rămas surprins. Să văd, am auzit că a fost furtună, dar nu așa furtună. Adică nu atât de gravă. O furtună care să distrugă o pădure. Păi și așa spuneau domnii cu silvicultura sau cu ciorhiei că nu sunt lemne de foc. Ei bine, natura dă și lemn de foc. Asta s-a întâmplat în Arad. O furtună dezastroasă, care a stricat o întreagă pădure. Dar copaci atât de groși totuși să fie rupți. Adică ăsta. Ăsta de aici. Ăsta de aici. La cât e de gros, cred că nici nu l-aș putea cuprinde. Nu l-aș putea cuprinde în brațe. Și fiți atenți cum s-a rupt. Chiar nu-mi vine să cred. Cam așa arată pădurea după o furtună. Asta iarăși, ia uitați cât e de gros. Cred că a picat în drum și normal l-au tras, pentru că nu văd, văd doar crengile astea de aici. În orice caz, toată pădurea este răvășită. Este vraiște. Și exact cum am spus, de la o furtună. Deci, într-adevăr, a fost furtună. Pădurea plânge, a fost răvășită, plină de crengi, peste tot crengi, rupturi, așa arată. Mamă, de ăla cât e de gros. Bun, m-am băgat un pic în pădure pentru că am văzut ceva aici. Hai de capul meu, mie nu-mi vine să cred. Fiți atenți, dragii mei. Asta l-a smuls. Deci asta e rădăcina. Băi, frate, uitați-vă și voi cât e de mare asta. Uitați-vă și voi cât e de mare. Și de gros. Cam cât e de mare? Haideți că vă arăt cam cât e de mare. Cam așa e de mare. Adică stau călări pe el, bine mersi, foarte gros. Extraordinar. Deci nu mi-am dat seama, din depărtare am crezut că e ceva mormar, movilă de pământ. Dar nu, este așa. L-a scos din rădăcină. Undita mai copacul, mă rog, și nu e singurul copac. Jesus Christ. Altul aici jos. Deci pur și simplu nu te poți strecura. Și v-am spus, aici e o pădure foarte curată. Deci o pădure foarte îngrijită. Acolo un altul scos. Băi, dar chiar așa furtună să fi fost? Eu nu știu să fi fost furtuna asta, domnule. Încerc să mă strecor pe aici. Nu pot. Așa.
Am vrut să trec pe deasupra. Altul. Ăsta e rupt de aici. Bănuiesc. Cred. Hai de mine. Deci toată pădurea e ruptă. Extraordinar. Un alt copac smuls. Și un altul acolo. Ăsta e iarăși smuls. Cel de acolo, iarăși smuls. Deci ca să smulgă un copac din rădăcină, un dita mai copacul, înseamnă că a avut o forță foarte mare. Această furtună a avut o forță extraordinar de mare. În orice caz, toată pădurea e vraiște. Așa că sunt lemne de foc acum. Asta e. Cam asta a fost, dragii mei. Întâmplător am trecut pe aici și dacă tot am văzut, am zis, hai să filmez să vă arăt și vouă. Așa că, dragii mei, cam asta ar fi de aici, din pădurea aceala, adică de lângă Măltăreți. Pentru că eu intru acolo, mă îndrept, lângă către Măltăreți, unde am mai fost și altă dată. Așa că, dragii mei, asta este, nu ne putem pune cu natura, suntem mici, dacă e vorba de așa ceva, chiar nu putem face nimic când e vorba de o furtună, decât să sperăm că nu se va întâmpla. Și până data viitoare, eu v-am salutat și v-am pupat. Pa, pa!